Bine v-am regăsit la InfoCapital, iată titlurile zilei. Nu a respectat distanța regulamentară, iar acum plătește pagubele. Două mașini s-au lovit astăzi în urma unui accident în municipiul Petroșani. Fostul șef al BCCO, Alba Iulia, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că întotdeauna a avut încredere în DNA. Mai mult, comisarul dorește să se reîntoarcă în sistemul în care a lucrat an la rând. Supermarket închis la 3 ore de la inaugurare. Autoritățile din municipiul Deva au constatat că nu există avizele necesare funcționării acestui magazin. Drept urmare, activitatea comercială a fost sistată. Ziua internațională a povestitorului sărbătorită la Muzeul Mineritului. Aproximativ 30 de copii au ascultat cu interes basmele românești povestite de doi actori ai teatrului dramatic Ide Sârbu. Și acum știrile pe larg. Un bărbat a murit, iar un altul se află în stare critică după ce o stivă cu profile metalice de peste 10 tone a căzut peste cei doi. Accidentul s-a produs în jurul orei 15 la secția laminoare a platformei industriale ArcelorMittal din municipiul Hunedoara. Muncitorul rănit se află internat în stare gravă la Spitalul Municipal din Hunedoara. La puțin după ora 15, un apel la 112 anunța că doi muncitori au fost prinși sub o stivă de profile din metal cu o greutate de peste 10 tone. Imediat, două auto speciale de intervenție de la detașamentul Hunedoara, dintre care una dotată cu echipamente de descarcerare, s-au deplasat spre platforma siderurgică. Pompierii au scos pe cei doi muncitori în vârstă de 42 și 45 de ani de sub barele metalice. Da, în jurul orelor 14:30 am fost anunțați prin serviciul unic de apel 112 despre un incident în cadrul combinatului siderurgic Hunedoara. O stivă de profile s-a prăbușit și a surprins doi muncitori. Ne-am deplasat la locul intervenției cu două auto speciale, cu două echipaje. Am reușit de a-mi extras victimele și... În ce stare erau? Cum erau? Inconștiente. Am zis că unul e decedat? Nu știm sigur. Rămâne să se... anunțe să... Erau prinși de tot? Povestea erau prinse picioarele, doar. Din păcate, pentru bărbatul de 45 de ani, medicii hunedoreni nu au mai putut face nimic. Celălalt muncitor de 42 de ani, inconștient și în stare gravă, a fost transportat la unitatea de primiri urgențe a spitalului din Hunedoara pentru a primi îngrijiri medicale avansate. Inspectorii TM au demarat o anchetă în acest caz. Este vorba de un accident de muncă cu două victime, una decedată, una în urgență la UPU. Sperăm să scape și cea de-a doua. Deocamdată am început cercetările. Cercetările se vor face de către ITM Hunedoara. Ne pare rău pentru ce s-a întâmplat. A căzut o stivă de profile I peste cele două persoane. Stivele erau aranjate, dar mutându-se pentru încărcarea în vagoane, s-a dezechilibrat una dintre ele și a căzut peste picioarele, de fapt, a victimelor, dar probabil că din cădere încă nu știm, o să urmeze cercetarea, se va vedea ce s-a întâmplat. În primele informații erau angajați cu forme legale, purtau echipamente de protecție. Erau angajați cu forme legale, protecția muncii era făcută, deci nu erau probleme din punctul ăsta de vedere. Simpli muncitori sau... Simpli muncitori erau cei care asigurau sarcina pe Macara. După primele cercetări, cine ar fi vinovat la acest accident? Nu mă pot pronunța deocamdată, n-am doar începutul cercetărilor, la sfârșit vom putea da alte relații. Medicii sunt rezervați în ceea ce privește șansele de supraviețuire a bărbatului de 42 de ani. S-au grăbit și acum trebuie să-și repare mașinile. Este vorba despre doi petroșăneni care nu au păstrat distanța regulamentară impusă de legislația în vigoare. Accidentul s-a produs în cursul zilei de joi în apropierea autogării din municipiul Petroșani. Un bărbat aflat la volanul unui autoturism nu a respectat distanța regulamentară și a lovit o altă mașină care circula regulamentar. În cazul s-a întocmit proces verbal, 46 puncte amende, 3 puncte de penalizare și se întocmesc documente pentru societățile de asigurare. Din fericire, în urma accidentului nu au rezultat decât pagube materiale, neînregistrându-se victime. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.
Fostul șef al BCCO Alba, Traian Berbeceanu, a declarat aseară la DEVA că și-ar dori să revină în structura de poliție care l-a consacrat în carieră, respectiv Brigada de Combatere a Criminalității Organizate. În prezent, acesta își desfășoară activitatea în cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Hunedoara. Procurorii DNA au anunțat ieri că îl cercetează pe procurorul șef al DIICOT Alba, Ioan Mureșan, pentru abuz în serviciu în ceea ce privește modul în care acesta a instrumentat ancheta referitoare la fostul șef al BCCO Alba, Traian Berbeceanu. Acesta din urmă speră că va reveni în structura de poliție în care a lucrat. Se va întoarce spre vechiul postul de ținut de... Categoric da. Este locul meu de muncă, este echipa mea și doar acolo... accept în sinea mea să îmi continui cariera de polițist. Berbeceanu este anchetat de procurorii DIICOT într-un dosar în care este învinuit de favorizarea infractorului, însă procurorii DNA au anunțat că i-au pus sub urmărire penală pe procurorul șef al DIICOT Alba, Ioan Mureșan. Procurorul Nicolae Cean și ofițerul de poliție judiciară de la DIICOT Alba, Alin Muntean. Aceștia au fost acuzați de abuz în serviciu cu referire la modul în care a fost instrumentat dosarul în care este anchetat Traian Berbeceanu. Situația cumplită prin care am trecut eu a fost văzută de foarte mulți colegi de noștri tineri veniți de pe băncile Academiei de Poliție, de pe băncile școlilor de agenți de poliție, colegi tineri fără experiență care sunt bulversați, nu au înțeles nimic din ceea ce s-a întâmplat. Berbeceanu a mai declarat că încă de când a fost reținut și arestat, a avut încredere în Direcția Națională Anticorupție. Consilierii locali din Petroșani vor suporta din buzunarele proprii lunar sumele care vor majora bursele școlare ale elevilor cu rezultate deosebite la învățătură. Asta doar dacă proiectul inițiat de consilierul Dan Stepan va fi adoptat în următoarea ședință a Consiliului Local. După ce în 10 martie consilierii locali din Petroșani au amânat proiectul care stabilea valoarea burselor școlare pentru trimestrul 2 pe motiv că nu sunt fonduri pentru a le majora, subiectul va reveni pe masa aleșilor locali sub o altă formă. Inițiatorul proiectului, consilierul PPDD Dan Stepan, a elaborat un proiect de hotărâre în baza căruia fiecare consilier local este de acord să renunțe la o sumă din... Inițiatorul proiectului, consilierul PPDD Dan Stepan, a elaborat un proiect de hotărâre în baza căruia fiecare consilier local este de acord să renunțe la o sumă din indemnizația lunară pentru a asigura fondurile necesare majorării burselor școlare. Am depus un proiect de hotărâre privind diminuarea cuantumului indemnizațiilor pentru membrii Consiliului Local în municipiul Petroșani și repartizarea sumelor astfel rezultate pentru majorarea burselor școlare în instituțiile de învățământ din municipiul Petroșani. Prin urmare, fiecare consilier va renunța lunar la suma de 160 de lei, bani care vor fi folosiți în favoarea elevilor cu rezultate deosebite la învățătură. Mai precis, bursele de performanță la nivel gimnazial și liceal vor fi majorate de la 75 la 100 de lei. Bursele de merit la nivel gimnazial de la 50 la 70 de lei, iar bursele de studiu la nivel gimnazial vor crește de la 40 la 60 de lei, iar cele de la nivel liceal de la 50 la 60 de lei. Și ca toate calculele să fie rotunde, restul de bani strânși lunar vor trece în bugetul local. Pot să vă spun exact suma. Am cerut o diminuare de 160 de lei din indemnizația fiecărui consilier, așa cum am motivat și în nota de fundamentare. Nu vreau să-i stompez sau să încetinesc marile proiecte pe care le derulează administrația publică locală din Petroșani, dar nici nu aș vrea ca bursele să rămână nemajorate pentru 181 de elevi din municipiu. Decizia majorării alocațiilor a fost propusă prin amendament în ședința din 10 ianuarie, însă în acel moment, din cauză că sumele suplimentare ar fi fost greu de suportat din bugetul local, proiectul a fost amânat. Considerând că este nedrept să nu fie răsplătite rezultatele excepționale a elevilor din Petroșani, consilierul local Dan Stepan, cu acordul colegilor săi, a hotărât să încerce această variantă. Proiectul de hotărâre va fi introdus pe ordinea de zi a următoarei ședințe de Consiliul Local din Petroșani. Mai mult, consilierul petroșenean susține că a analizat cu atenție acest proiect și nu crede că ceilalți colegi ai săi ar avea motive să fie nemulțumiți. Decizia nu a fost deloc pripită. Am făcut mai multe scenarii, iar în varianta cea mai pesimistă am pus în balanță nemulțumirea chiar în jurăturile celor 18 colegi ai mei, iar în... și zâmbetele a 181 de copii. Evident, balanța s-a înclinat favorabil către elevi.
Daniel Stepan speră ca acest proiect să fie votat în unanimitate de colegii săi. În cazul în care nu va fi aprobat, consilierul petroșenean este dispus să-și pună în aplicare alte idei, astfel încât elevii să nu rămână cu bursele nemajorate. Eu sper că acest proiect de hotărâre va fi aprobat și dacă ceilalți 18 colegi ai mei nu o vor face din suflet pentru elevi, cu siguranță o vor face de gura presei. Deși a depus o serie de proiecte de hotărâre deranjante, consilierul PPD-ist nu se teme de o posibilă excludere. În laboratoarele partidelor politice se lucrează intens și poate vor pune și ei mâna pentru excluderea mea din partid. Acesta ar fi singurul motiv pentru a-mi pierde eu calitatea de membru din Consiliul Local al Municipiului Petroșani. Dar dacă acesta este costul pentru majorarea burselor școlare, este un cost corect, mi-l asum și sunt dispus să-l plătesc. Rămâne de văzut cum vor vota consilierii petroșeneni proiectul privind majorarea burselor elevilor în ședința din această lună. Hunedorenii au auzit astăzi sirenele care de multe ori semnalau un eveniment neplăcut. De această dată, locuitorii municipiului de pe Cerna au auzit sirenele care anunțau simularea unui cod roșu de inundații. Reprezentanții Crucii Roșii, voluntari și locuitorii municipiului Hunedoara au participat astăzi la un exercițiu de înștiințare, alarmare și evacuare pe malul râului Cerna. Scenariul simulării a început cu evacuarea micuților din clădirea grădiniței și urcarea acestora într-un autobuz. O parte bună pe linia de înștiințare, alarmare a fost remedierea celor 10 sirene care nu funcționau datorită furturilor de cablu. Au găsit o soluție pe plan local, le acționează prin radio. Exercițiul are părți bune, nu le mai repet, dar ce am remarcat, lipsa, ca să fiu și critic, lipsa unui speaker, a unui om care să explice ceea ce se întâmplă pe mai multe fronturi. A fost un exercițiu cod roșu de inundație pe strada Cloșca. Până la urmă, toți cei implicați și-au făcut datoria. Exercițiul l-am prezentat înainte de a-l demara tuturor factorilor implicați. Sper că vom trage învățămintele de rigoare din acest exercițiu și toate imperfecțiunile pe care le-am avut de-a lungul acestui exercițiu să le remediem pentru următorul eveniment. Având în vedere și amplasarea locației pe malul Cernei, mulțumim tuturor colaboratorilor, mulțumim tuturor organelor care s-au implicat în această acțiune pentru sprijin și pentru sfaturi. Și atunci, pe viitor, putem învăța foarte multe lucruri. Ce a însemnat pentru cei mici aceasta? I-am pregătit. Cu câteva zile înainte am discutat. La ei a fost o joacă, ca o mini-excursie, joaca de-a pompierii pe care toată lumea cu mașinuțele, așa, au fost încântați. Chiar afirma unul din copilași că a fost cea mai tare surpriză. Printre acțiunile de alarmare s-a numărat și scoaterea apei din clădire, verificarea de către persoanele autorizate a eventualelor scurgeri de gaz sau de curent. Între timp, una dintre persoanele implicate în evacuarea copiilor a necesitat îngrijiri medicale. Astăzi am participat la un exercițiu de inundații. Am acordat prim ajutor unei victime, a avut o luxație la mâna stângă, am tratat-o. Sunt utile exercițiile astea? Sunt foarte utile, mai ales pentru tinerii care vor să se pregătească pentru așa ceva. Eu astăzi am acordat primul ajutor ca voluntar la Crucea Roșie unei victime, pentru că am fost voluntare la o acțiune de prim ajutor în cazul unei inundații. Victima a avut o entorsă la mână și da, consider că sunt foarte importante aceste chestii, în primul rând pentru noi care am fost voluntari, pentru că ne dezvoltă abilitățile de a acorda primul ajutor și atât oamenilor din jur care pot învăța lucruri noi. Exercițiul de astăzi a fost organizat de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență Hunedoara. Scandal în comuna Fărcășești. Localnicii au blocat lucrările de deviere a drumului județean 674B Roșia Jiu-Negomir pentru că, susțin ei, le-ar afecta locuințele. Edilul localității spune că lucrările sunt executate ilegal de MC Roșia, asta deoarece primăria nu a eliberat autorizație pentru drumul în cauză. V-am spus să nu începeți în zona aceasta.
V-am spus că să nu începe. Deci eu am și proiect și am autorizație de, de începere de la Consiliul Județean, dată de Consiliul Județean. V-am spus că e ilegal, n-avea și ce căuta aici. Localnicii sunt nemulțumiți după ce excavatoarele au intrat pe ulița satului și au început să spargă betonul deja existent pentru mărirea carosabilului. Extinderea drumului și amplasarea de rigole va duce la dispariția zonelor pietonale. Oamenii spun că odată finalizată lucrarea, noul drum județean va fi din gard în gard. Casa mea rămâne cu un metru până în drum, exact cu un metru rămâne. Casele noastre fiind foarte aproape, se vor duce. Deci crapă, ba da, pentru că oricum suntem pe coastă aici și crapă și fără să... Oricum crapă. Asta este mai departe. Dar majoritatea de aici în jos sunt chiar lângă drum. Deci asta a fost prinsă de mult ca o uliță aici, nici de cum că va veni drum județean sau ce va veni pe aici. Asta a fost o uliță aici. Să ne evite satul de aici. Pentru că ăștia vin canalizarea de apă, vine exact până în șanțurile de apă, vin până în curs. Oare noi nu mai putem acum să mai avem niște bani ca să le facem iarăși din nou? Localnicii nu se opun modernizării, dar spun că există un alt drum pe care constructorul l-ar putea lua în seamă fără să le afecteze terenul din fața porții. Se putea face și o șaua să nu-și bată jos de sătuțul ăsta. Era pe acolo, pe partea aia, șosea și o dezlea. Și-a bătut jos de sătuțul ăsta. De cealaltă parte, directorul MC Roșia, unitate pentru care cheltuielile tronsonului sunt suportate din bugetul Complexului Energetic Oltenia, susține că este prea târziu pentru ca lucrările să fie deviate. Drumitu Horhoianu afirmă că tronsonul a fost finalizat în proporție de 50% și că cerințele oamenilor sunt imposibil de îndeplinit. O lucrare care este făcută pe investiția nu Roșia, pentru că noi trebuie să facem niște excavații în zona nordică a perimetrului carierei și drumul de acolo s-a stabilit prin proiectare să mute pe aici, care face legătura între Negomir și Fărcășești și, bineînțeles, Rovinari. Acest drum, din punctul meu de vedere, are toate documentațiile, că altfel nu s-a apucat nimeni de vreo 2 ani de zile de el. Că mai sunt câteva probleme care trebuie lămurite, puse la punct, o să le lămurim și pe astea și o să le punem la punct. Eu nu știu de altă alternativă. Alternativa asta a fost discutată și proiectată. Altă alternativă nu știu. Lucrările de deviere a tronsonului dintre Roșia Jiu și Negomir au început în urmă cu 2 ani. Deși Consiliul Local Fărcășești nu a dat nicio hotărâre în acest sens, lucrările au început pe baza unei autorizații de construire eliberată la cererea Consiliului Județean Gorj. Primarul comunei Dănuț Bălu spune că va anula actul. Autorizația de construire este emisă, dar este pe ECE Roșia, dar nu are dovada hotărârea Consiliului Local de predare a acestui amplasament. Am luat ieri extrasul de carte funciară, este proprietate, drum public al comunei Fărcășești. Deci autorizația o să o atacăm mâine dimineață, o să facem ordonanță președințială, o să atacăm în instanță această autorizație, o să o anulăm. Localnicii sunt hotărâți să blocheze drumul pentru ca utilajele să nu mai pătrundă pe ulița lor. În prezență, tenii strâng semnături pentru ca drumul județean să nu treacă prin fața caselor lor. Autoritățile locale din Deva au închis un supermarket la nici 3 ore de la inaugurare. Mai mult decât atât, reprezentanții magazinului s-au ales și cu o amendă. Asta pentru că au avut tupeul să deschidă unitatea comercială, deși știau că nu au nici autorizație de construcție și nici autorizație de funcționare. Supermarketul cu pricina s-a amenajat în mare viteză la parterul hotelului Deva, însă nu asta e marea problemă, ci faptul că lucrările s-au efectuat fără a exista nici autorizație de construcție, nici de funcționare. Mai mult, cei de la magazin chiar l-au deschis în această dimineață asta, deși știau clar că nu au voie. Drept urmare, reprezentanții primăriei și polițiștii locali au intrat în magazinul plin cu clienți, i-au amendat pe cei responsabili și au poftit oamenii afară. Eu o să vă sancționez pe amenda minimă. Deci nu vă dau nici maxim, nici mijlocii, vă dau minimul de amendă, respectiv 400 de lei. Asta așa pentru înțelegere ca dumneavoastră să intrați în legalitate. Ok, la noi toate actele sunt depuse, așteptăm doar de primul răspunsul. Degeaba sunt depuse actele dacă dumneavoastră nu aveți autorizarea. Și eu mi-am depus actele ca să primesc carnetul de șofer, mă înțelegeți? Între timp umblu cu mașina. Da? Și mă oprește poliția. Nu am carnetul de șofer, dar mi-am depus actele. Nu, deci... E corect? Magazinul este fără autorizație de construcție, fără autorizație de funcționare, fără absolut niciun act legal. Supărați, clienții au părăsit magazinul. Unii au apucat să-și facă cumpărăturile, alții nu. Nu, fără autorizație. Mă n-am știut.
atunci dacă e fără autorizație, normal că nu poate funcționa. Dar noi ne-am bucurat că se deschide, că stăm aici aproape și beneficiem și noi de un magazin mai aproape. De când am așteptat momentul ăsta și când am venit, s-a închis. Sperăm că va, nu durează mult și se va deschide din nou. Ce să facem? N-am apucat să iau numai lămâi și măsline. Reprezentanții primăriei au hotărât să închidă magazinul, deoarece managerii societății comerciale nu au respectat legea. Că un amărât de buticar din municipiul ăsta are o autorizație de funcționare, mi se pare o bătaie de joc la adresa devenilor ca un astfel de lanț comercial să-și permită să deschidă un magazin fără să aibă autorizație de funcționare, fără să aibă măcar autorizație de construire. Este inadmisibil, așa ceva nu vom tolera. Magazinul se închide până în momentul în care legea este respectată. În urmă cu două zile, Comisia de Arhitectură și Urbanism a municipiului a hotărât ca acest magazin să nu se deschidă din cauza neregulilor descoperite. Însă, reprezentanții unității comerciale nu au ținut cont de hotărâre și nici nu au intrat în legalitate. Poluarea din Rovinari atinge cote alarmante. La această concluzie au ajuns astăzi voluntarii Greenpeace. Aceștia au venit în orașul minier pentru a măsura calitatea aerului respirat de cetățeni. În urma măsurătorilor, echipa de experți a stabilit că noxele emise de termocentrala Rovinari sunt uneori de 4 ori mai mari decât limita admisă. Legea spune că mediile zilnice trebuie să se situeze sub pragul de 50 de miligrame pe metru cub de aer, iar în numărul de zile în care această limită este depășită, trebuie să se înregistreze mai puțin de 35 de miligrame pe metru cub de particule în suspensie pe durata întregului an. Rovinărenii nu se declară uimiți de indicii atinși. Oamenii spun că praful de cărbune de la termocentrală se așterne peste tot și se observă cu ochiul liber. Sunt zile când nu se cunoaște atât de tare, dar sunt zile când se așează vizibil. Deci îl vedeți și pe jos? Și pe jos, și pe rufe, și pe termopane, și pe orice, da. Sunt zile când se așează foarte rău. Fără răsuflare, n-ai nicio, cum să vă zic eu, nu pot să mă exprim în momentul de față într-un personaj, dar nu e bine. Se vede? Se vede, se vede cu ochiul liber. Nu-ți crește o floare în glasă, nu-ți crește, știu eu, un castravet în grădină, o roșie și așa mai departe. Toate se pălesc, toate se strică, toate se mănesc. E nenorocire, dar de ce nu veniți când bate vântul să vedeți de la groapă de aici ce este? Ce mai mult bani trebuiesc investiți în spațiile verzi, tocmai pentru că e, din punctul nostru de vedere, singura posibilitate să asigurăm, să curățăm, ca să zic așa, mediul. Avem probleme destul de mari, dar încercăm să le facem față atât cât putem și noi. Inginerul chimist din Viena face o comparație a măsurătorilor din Rovinari cu alte țări europene. În țări precum Germania sau Austria, noxele ating valoarea descoperită la Rovinari doar în prima zi din an. Spre exemplu, în țări precum Austria și Germania, o asemenea valoare se poate întâlni numai pe 1 ianuarie, după ce cu o zi înainte au fost folosite artificii. Altfel, sub nicio formă nu se ajunge la asemenea valori. Din păcate, putem spune că este un oraș cu aerul foarte poluat și tot din păcate aceasta duce la o serie de afecțiuni. Pulberile în suspensie cauzează un spectru larg de afecțiuni la nivelul mai multor organe. La nivelul plămânilor, pulberile duc la creșterea riscului apariției infecțiilor pulmonare, cancerului pulmonar, astmului, precum și a tusei. La nivelul inimii și aparatului circulator sunt mai frecvente cazurile de atac de cord, aritmie, crește gradul de coagulare a sângelui și presiune arterială. De asemenea, pulberile pot avea efecte negative asupra sarcinii. Astfel apar nașteri premature și este încetinită dezvoltarea fizică și mentală a fătului. Statisticile Agenției Europene de Mediu arată că numai în 2009 emisiile provenite din instalațiile industriale ale României au generat costuri de sănătate și de mediu de peste 4,7 miliarde. Dintre acestea, 80% au fost cauzate de sectorul energetic, instalațiile actualului complex energetic Oltenia contribuind cu peste 1,7 miliarde de euro. Pompieri eroi în timpul liber, sub ofițerii Simion Hațegan și Ioan Hulea din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba, au dat dovadă de spirit civic și au sărit în ajutorul unui om aflat într-o situație critică. Asta după ce bărbatul a intrat în stop cardiorespirator.
Subofițerul Simion Hațegan, din cadrul detașamentului de pompieri Alba Iulia, aflându-se în timpul liber în târgul de mărfuri din Alba, a observat la un moment dat că un bărbat aflat la volanul unui autovehicul își pierdea cunoștința. Subofițerul a intervenit prompt și l-a scos din mașină. A început imediat manevrele de resuscitare și a anunțat cazul la numărul unic de urgență 112. În sprijinul acestuia, la scurt timp, a venit și subofițerul Ioan Hulea și au continuat manevrele de resuscitare până la sosirea echipajului de terapie intensivă mobilă a SMURD Alba Iulia. Ambulanța a preluat pacientul în curs de resuscitare, iar după aproximativ 35 de minute, funcțiile vitale ale pacientului au fost reluate, acesta fiind transportat în viață la spital. Ambii subofițeri sunt conducători auto în cadrul ISU Alba, desfășurându-și activitatea în cadrul echipajelor SMURD Alba Iulia. Joi 20 martie are loc echinocțiul de primăvară. Acesta marchează începutul primăverii astronomice. Începând de astăzi, ziua va fi în continuă creștere până în data de 21 iunie, când va avea loc solstițiul de vară. În culturile antice, echinocțiul de primăvară era văzut ca un simbol al renașterii. În cultura amerindiană se țineau ritualuri și dansuri în onoarea soarelui. În prezent, astrologii au stabilit faptul că echinocțiul de primăvară aduce un val de energie ce se manifestă pe întreaga planetă. Și în municipiul Petroșani, oamenii se bucură de acest nou început și de faptul că natura revine la viață. Ne bucurăm că e timp frumos și încă putem să umblăm frumos. Da. Încă mai liniște să fie în țară. Nu simțiți astenie, un pic de oboseală acum la început? Noi tot timpul simțim că abia mergem, că avem 82 de ani și abia mai mișcăm. Foarte bine vă simt. Măcar de m-aș simți mereu așa cum mă simt acum. Și cum vi se pare? E timpul mult mai frumos. A fost totuși o iarnă relativ grea, dar totuși iarnă. Să fii mulțumit de atâta cât este. A fost frumos și înainte, frumos și acum. Altceva ce pot să vă spun, că ne ducem viața așa cum putem, ca bătrâni. Tot așa zicăs. Și astenie, nu simțiți un pic de oboseală? Ei, mai sunt picioarele. Merg acum până încolo și ție cursa și ce să facem? Suntem bătrâni. Echinocțiul de primăvară a avut loc astăzi la ora 18:57, iar trecerea la ora de vară se va face noaptea de 29 spre 30 martie, când ora 3 dimineața va deveni ora 4. Basmele românești, povestite într-un cadru inedit, Ziua Internațională a Povestitului a fost marcată în acest an și în municipiul Petroșani. Muzeul Mineritului din municipiul Petroșani a fost joi gazda unui eveniment dedicat Zilei Internaționale a Povestitului. Câțiva elevi însoțiți de dascăli au ascultat preț de aproximativ 40 de minute basmele românești povestite de doi actori de la Teatrul Dramatic de Sârbu Petroșani. Împăratul acesta avea o mare, mare supărare. Împărăția lui era tulburată de prezența unui balaur cu 7 capete. Cei mici au ascultat cu interes poveștile, intrând pentru scurt timp într-o lume de basm. Foarte frumoasă! Și cum ți se pare ideea asta, uite, să vii la muzeu și să asculți povești? Ai mai vrea să mai faci chestia asta? Da, de foarte multe ori. Știai poveștile pe care vi le-au spus? Nu le știam. Mie mi s-au părut foarte frumoase și foarte interesante. Le știai dinainte sau nu? Pe unele, da. Care ți-a plăcut cel mai mult? Ultima, cel mai mult. Ascultăm foarte multe povești și sunt... E mai frumos ca la școală. Foarte frumos. Povestitorii basmelor populare au fost încântați de această acțiune, apreciind în primul rând cadrul inedit în care s-a desfășurat evenimentul. De obicei, poveștile se spun seara înainte de culcare sau în jurul focului sau când era la țară, lângă sobă, iarna... Nu știu, e un lucru nou. Evenimentul a fost organizat de echipa Tolba cu Educație, formată din tineri care au dorit cu această ocazie să ofere o altfel de educație generației mai mici. Tema de anul acesta este Dragon și Monștri, iar noi am adaptat-o la basmele noastre și se numește, de fapt, adică este despre zmei și balauri. De ce Muzeul Mineritului și nu altă locație? Pentru că este un spațiu este inedit, adică este un spațiu prea puțin cunoscut. Și în același timp este și interesant pentru copii să vadă și altceva decât o sală de clasă. Ziua Internațională a Povestitului se sărbătorește în fiecare an pe data de 20 martie. Prima ediție a evenimentului s-a desfășurat în Suedia în anul 1992. Continuăm buletinul de știri cu titlurile din sport.
Bun găsit la buletinul de sport din această seară. Fostul antrenor al Minerului Lupeni din 2006-2007, Dan Mănilă, se află, se pare, în negocieri cu FC Hunedoara, singura echipă de fotbal hunedoreană din Liga 3. El ar putea lua locul lui Constantin Olariu în urma demisiei acestuia de la cârma echipei de Sufârnale. Caratistul Ionuț Ipată de la CSS Petroșani, în vârstă de 20 de ani, recent victorios în două tururi disputate în Slovenia, va participa în acest sfârșit de săptămână la Campionatul Național de la București. El va fi alături de sportivii de la mai multe cluburi din țară și pentru a-și asigura un loc în lotul național pentru europenele din Finlanda, el țintește primul loc. Juniorele 3 de 14-15 ani de la CSS Petroșani, pregătite de profesorul Daniel Brânzău, vor fi timp de 3 zile în perioada 21-23 martie la turneul numărul 4 de la Târgu Jiu, contând pentru campionatul național. Dacă echipa din Petroșani va câștiga cel puțin două jocuri, își va păstra pe mai departe poziția de lideră a seriei 1. Deși antrenorul Aurel Șunda a fost demis de la conducerea tehnică de la CSR Cași Timișoara, secundul acestuia, fostul tehnician al Universității Petroșani, a rămas pe funcție. El rămâne deocamdată în staful, al cărui antrenor principal este Dan Alexa. Să urmărim rubrica evoluției cursului valutar, urmată de cursul de schimb al principalelor valute de la casele de schimb din zonă. Banca Națională a României a stabilit pentru mâine, 21 martie, un curs al euro de 4 lei și 41 de bani, al dolarului american de 3 lei și 26 de bani, iar lira sterlină a fost cotată la 5 lei și 39 de bani. La Casa de Schimb Valutar Jiul Exchange SRL din Petroșan, cursul euro este astăzi la cumpărare de 4 lei și 45 de bani, iar la vânzare de 4 lei și 50 de bani. Dolarul american se cumpără cu 3 lei și 20 de bani și se vinde cu 3 lei și 28 de bani. În ceea ce privește lira sterlină, la cumpărare este de 5 lei și 33 de bani, iar la vânzare de 5 lei și 45 de bani. Iată acum rubrica Meteo. Bine v-am regăsit! Mâine vremea va fi frumoasă și deosebit de caldă la nivelul întregii țări. Cerul va fi variabil la senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări. Maxima de vineri va fi de 19 grade Celsius în Târgu Jiu, iar minima de 4 grade Celsius va fi atinsă în municipiul Deva. Sâmbătă vremea va fi în continuare predominant frumoasă și mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată calendaristică în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil la senin cu unele norări în cursul nopții în est și sud-est. Maxima de sâmbătă va fi de 21 de grade Celsius în Deva și Alba Iulie, iar minima de 4 va fi înregistrată în Petroșani și Deva. Duminică vremea va fi în general frumoasă și se va menține mult mai caldă decât în mod obișnuit la această dată în majoritatea regiunilor țării. Cerul va fi variabil cu unele norări în cursul zilei. Maxima de duminică va fi de 22 de grade Celsius în Deva și Alba Iulie, iar minima de 5 grade va fi înregistrată tot în municipiul Alba Iulie. Pe toate cele 3 zile, probabilitatea precipitațiilor va atinge un nivel de 0%. Acestea au fost informațiile despre vreme. O seară plăcută, la revedere! Mulțumim, Andreea! Aici se încheie buletinul de știri Info Capital. Dacă sunteți martorul unui eveniment, ne puteți contacta la 073 Capital. Nu ratați ocazia de a vizita site-ul nostru capitaltv.ro, unde puteți citi pe larg subiecte interesante și de actualitate prezentate și în cadrul buletinelor de știri Info Capital. Mă invit să rămâneți în continuare alături de programele Capital TV.